Vinul fiert. Un prieten de nădejde după orice activitate de iarnă, mai ales după ceva efort pe afară, prin zăpadă. Parcă nimic nu te încălzește mai bine decât o cană cu vin fiert. Atenție, am spus cană, nu pahar de plastic. Pentru că, oricât ar părea de nereglementat băutul vinului fiert, el are totuși niște reguli. Sunt Geo Iordache, iar acesta este episodul 37 al podcastului Intervin. Încheiem anul 2021 cu acest episod relaxat, fără pretenții. Nu vorbim despre tanin, despre tipicitate sau despre teroar, ci despre scorțișoară, mirodenii și ibric. În urma acestui episod nu veți fi mai specialiști în vin, dar în mod sigur veți fi mai relaxați și mai plini de spiritul sărbătorilor de iarnă. Hai, să dăm drumul la focul mic și să fierbem vinul! Vinul fiert are origini vechi, fiind menționat încă din scrieri din antichitate. Romanii au dus cu ei vița de vie prin toată Europa, iar probabil că acolo unde au dat și de un pic de frig, au pus vinul la încălzit. Rețetele s-au multiplicat și s-au perfecționat de-a lungul secolelor, vinul fiert fiind considerat pe jumătate tratament pentru fel de fel de boli asociate iernii. Probabil că bănuiați că și alte popoare beau așa ceva, deci n-am să vă dezamăgesc dacă vă spun că n-au inventat românii vinul fiert. În ziua de azi, cam toate popoarele din Europa și în general din emisfera nordică beau iarna vin fiert. Ba chiar, rușii și polonezii îl mai dreg și cu un pic de vodcă. Hai să dăm o tură prin Europa să vedem ce se bea la alții. Vecinii noștri croați, sârbi sau muntenegreni îi zic Cuhanovino, în traducere vin gătit. Bulgarii se laudă cu Greianovino, dar stați liniștiți, tot la fel ca și la noi se prepară. Polonezii au Grzanevino, vin încălzit, iar la târgurile lor de Crăciun, acest vin se bea și cu un pic de vodcă adăugată să-i mai dea putere. De, la ei o fi mai frig. Francezii îi spun vin chaud, vin cald, și e nelipsit din stațiunile lor de schi. Dar atenție, francezii, oameni serioși, pun foarte puțin zahăr în vinul fiert. Probabil nu le place să-i strice gustul. În Italia, vinul fiert există doar în zonele mai muntoase din nord, unde se găsește sub numele de vin brûlé, pe care l-au preluat din franceză, deși la francezi nu se mai folosește de mult denumirea asta. Nemții și austriecii renunță din când în când la Jägermeister și beau vin fiert, căruia îi spun Glühwein, iar în zona scandinavă, vinul fiert e cunoscut sub numele Glögg și e atât de popular încât se poate găsi în magazine și supermarketuri în variantă gata preparată, cu mirodenii și tot ce trebuie doar să-l pui pe foc. Nu în ultimul rând, englezii mari băuturi de orice conține alcool consumă vinul fiert ca pe ceai și e atât de puternic intrat în cultura populară încât o referire la el apare chiar și în povestea A Christmas Carol a lui Charles Dickens, care spune despre Smoking Bishop, o rețetă din perioada victoriană, însă rar folosită astăzi. Hai, să nu mai lungim cu vinul fiert prin alte țări, că peste tot rețeta e cam la fel, doar numele e altul. Revenim la ibricul nostru cu vin și vorbim cu Mihai Nicolici, proprietarul magazinului Private Wine, pe care l-am întrebat cum vede vinul fiert un om care lucrează cu vinuri de top. Mihai, am încheiat sezonul trecut împreună cu vinuri argentiniene. Uite că anul ăsta îl încheiem din nou împreună cu un subiect mai relaxat, cu vinul fiert. Acum, pentru tine, obiectul muncii, sigur, e vinul de calitate, da? În spatele căreia stau crame, enologi, atenție la detalii. Și atunci te întreb dacă vinul fiert este o blasfemie, e o binecuvântare, ce e? Cum îl vezi? Geo, nimic nu este o blasfemie, există niște limite, ce-i drept, dar cred că sunt mai degrabă ale fiecăruia decât niște reguli generale. Pentru mine vinul fiert nu este o blasfemie. Vreau să fac o paralelă și aici s-ar putea să avem niște reacții mai multe, în fine, asta e, mi-asum eu, cum nici șprițul nu este o blasfemie. Deci atât șprițul cât și vinul fiert, din punctul meu de vedere, sunt niște băuturi care își au locul, unul firește mai cu seamă vara și ăsta la altul vinul fiert, mai cu seamă iarna. Am văzut puțină lume sau chiar deloc să bea vin fiert vara. Sigur, e în directă legătură cu temperatura. Bineînțeles, da. El de fapt așa și a apărut pe lumea asta. Ca să-ți răspund însă la întrebare, nu, pentru mine vinul fiert nu e o blasfemie, este o bucurie. Îl tratez un pic diferit de vin decât vinurile pe care le beau în mod normal sau pe care le vorbesc în mod normal. Deci înțeleg că bei iarna vin fiert. O, da, sigur.
Și atunci te întreb cum ți-l prepari, că probabil na, fiecare are regulile lui. Da, sigur. Joe, acum vreau să facem un pic de o diferențiere scurtă între vinurile fierte, pentru că sunt mai multe tipuri de vinuri fierte în funcție de momentul în care îl bei sau locul în care îl bei. Hai să o luăm așa cu ăla foarte repede, peste care o să trec, zic, foarte repede. Ar fi vinul de la capătul pârtiei de schi. Eu schiez, okay. Eu schiez așa, dar m-am întâlnit cu vinul ăsta de foarte multe ori. Sau același lucru se întâmplă și pe la târgurile de Crăciun. Ăla de la pahar de plastic și... Da, da, da. Nu? Acum că e de plastic el sau că e de carton, că nu prea mai e voie cu plastic în ultima vreme, că e de carton sau că e de orice o fi... Bă, parcă e mai bine de carton, nu știu, mie mi se pare că e mai de bun simț decât plasticul, nu știu, să nu-l văd. Da, 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 așa este. Da, pentru ideea că trebuie să fie foarte ieftin cu totul, atunci probabil că de-aia s-a folosit paharul ăsta de plastic, care într-adevăr arăta ca vai de mama lui, dar era foarte des, adică trebuie să fim serioși. Peste da, tot da. Unde se schiază în România, ți se dă fiind fier la pahar de plastic. Ok, deci există da. Această situație. Și o să discutăm scurt despre ea și mai este situația în care savurăm un pahar de vin fiert, o cană mai degrabă de vin fiert, într-o atmosferă mai relaxată, dar un pic mai, hai să spunem, mai puțin agitată, fie în casă la noi, fie într-o pensiune sau într-o curte sau unde o fi, dar în niciun caz în hărmălaia de pe pârtie sau în hărmălaia de la târgul de vinuri. Deci sunt două situații, după părerea mea, diferite. Păi acum, aș vedea în prima situație cea în care ți se prepară și ți se vinde așa cum e. În situația a doua, parcă mai ai un pic de control. Parcă poți să zici, băi, ia pune-mă și niște scorțișori acolo. Absolut, absolut. Sau să pui tu dacă îl prepari tu. Dar vezi tu că situațiile astea două sunt așa diferite încât n-ai cum să zici, domne, ce se întâmplă pe pârtie ar trebui să fie într-o cană, nu știu cum, și servit cu tot felul de ingrediente sofisticate. Nu se sigur. Întâmplă niciodată chestia asta, Geo, și știm foarte bine, pentru că acolo te duci să te încălzești eventual dacă a fost fric pe pârtie și ai ajuns jos înghețat, sau să stai de vorbă cu cei cu care te-ai dus acolo. Vinul fiert nu este elementul principal al momentului. Vinul fiert e așa, să ne încălzească. Motivul. Da, da. Da. Deci acolo nu ai ce să ceri prea mult, că nu o să stea nimeni să gândească, uite ce frumos miroase a scorțișoară, ce frumos miroase. Nu, acolo este un produs încălzit așa cum nu trebuie, dar cum, mă rog, nu prea contează la pârtie. Măi, până la urmă, cine are pretenții și nu-i place cum e servit la pârtie vinul fier, poate să-și ia un Jägermeister și-a încheia povestea, să încălzește foarte, la fel de bine. Da, da, da. Sau ciocolată caldă, sau ceai, exact. Sau ce-o fi, nu contează. Vodcă. Vodcă, dacă e, da. Deci, da. La fel se întâmplă și în târgurile de Crăciun. Acolo nu vinul este elementul principal. Acolo vinul te însoțește, dacă e frig afară, să nu dârdi de frig, mă rog, să-ți dea senzația că te încălzești. Drept pentru care situația asta necesită un vin de care o fi nici nu contează, niște portocală, lămâie, dacă să-ți bat ei un pic mai tare, pun și ceva scorțișoară, mai degrabă praf decât sub altă formă. Deci, mai repede zi-mi varianta a doua, cum ți-l prepari tu și acolo unde ai control. Acolo unde am control, încerc să fac rețetele clasice, și un pic să le diferențiez, pentru că eu am o problemă cu zahărul. În principiu n-am voie, nu că am o problemă, n-am voie să mănânc. Și atunci, deși vinul fiert presupune adaos de zahăr sau de miere, deși aici am o discuție puțin cu mierea, mierea în combinație cu temperaturile de peste 60 de grade... Da, știu că are niște compuși. Da, înțeleg că eliberează niște compuși. Nu sunt foarte sigur, nu-i domeniul meu de... așa. Da, da. E ce am auzit. Așadar, se folosește zahăr, de obicei, se folosesc citrice și aici, dacă mă întreb ce aș face eu, de fapt ce am făcut eu, am luat o portocală și am băgat-o în cuptor, și am, da, așa cum era, întreagă, și am băgat-o în cuptor și am lăsat-o acolo până a caramelizat un pic. De fapt, nu era întreagă, că am tăiat-o pe jumate, dar amândouă bucățile le-am pus fără să fac altceva pe acolo. S-au caramelizat un pic
Și au prins și un miros așa de arsură, dar puțină, discretă, nu foarte puternică. După care am pus condimente, m-am dus în scorțișoară, cuișoare, da, poți să te duci și în nucșoară, fără discuție, așa, și am mai pus stafide. Oh, da, bun. De obicei pun stafide. E, și mai departe s-ar putea să fac o chestie care să nu fie foarte ortodoxă în ceea ce privește vinul fiert, dar nu, nu există niște reguli bine stabilite, eu îl fac. Eu, spre exemplu, adaug un distilat. De obicei adaug un rom, pentru că în felul ăsta nu mai adaug și zahăr, eu, personal. Da? Am mai mult decât atâta. Dacă nu ai control prea bine pe cum fierbi vinul și ajunge să sară de 78 de grade temperatura, din vinul... Pierde alcoolul. Pierde alcoolul, da. Și atunci e o senzație destul de amară, neplăcută. În fine, nu e ceea ce cauți. Și ca să fii sigur că totuși ai și un pic de alcool, și ai și un pic de zahăr sau fructoză sau, ce Dumnezeu, mai glucoză, atunci eu pun rom. De cele mai multe ori pun rom... Încerc să pun un rom de bună calitate. Să... Romul îi dă și un pic de mirodenie, să spun. Îi dă și un pic de mirodenie. Și de obicei folosesc, că m-ai întrebat la scorțișoară, de obicei folosesc batoane de scorțișoară. Adică e mai degrabă scald scorțișoara în vin, nu o topesc sau o dizolv, că nu mi se pare ok. Interesant asta cu portocala băgată la cuptor. M-am uitat mai devreme pe YouTube și am văzut că asta era și rețeta pe care o pomenea Charles Dickens în A Christmas Carol. Da, da, da. Rețeta numită Smoking Bishop și care tot așa avea portocală băgată la cuptor, caramelizată. Absolut. Și la final, în loc de rom, adăuga un pic de porto. Sigur că da, rețeta lor. Sigur că da, poți să adaugi porto. Adăugarea de porto este iarăși foarte interesantă. Eu nu adaug porto pentru că e porto foarte rar în România, mult mai ușor găsesc rom. Dar poți adaugi porto pentru că mai ales cere dulci, vin și cu aportul de alcool, firește, că totuși un porto are măcar un 16-17-20% volume alcool. Și vine și cu dulceața din zahărul, din fructoza nefermentată. Și da, atunci da, îl ajută total. Dar nu e rău să pui și zahăr în el, pentru că totuși vinul fiert trebuie să fie dulce, din păcate sau fericire. Te-aș întreba ce vin e de bun simț să folosești pentru fiert. Geo, poți să folosești orice vin îți, cum să spun, îți permiți, da? Da, în momentul în care îl încălzești, în momentul în care îi adaugi tot felul de mirodeni, în fine, îi adaugi lucruri, nu mai contează prea mult calitatea vinului. Nu trebuie să fie un vin extraordinar, un vin cu teroar, un vin cu baric sau așa mai departe, nu. Trebuie să fie un vin, după părerea mea, orice lucru înghițim trebuie să fie de bună calitate. Dar nu trebuie să fie de top of the top. Poate să fie și un vin entry level, da? Dar bine făcut. Și cam atât. În principiu roșu, aș zice, cam regula e să folosești vin roșu, însă au apărut niște variante și cu vin alb, care nu sunt rele deloc. Deci, ca să revin, eu aș folosi un vin de bună calitate, dar nu dintre cele mai scumpe și nu dintre cele mai expresive pentru vinul fiert. Pentru restul, deci dacă mâine te trezești cu un client cu mulți bani care vine la tine la magazin, nu profiți de ocazie ca să-i vinzi ceva scump pentru vin acum, fiert. Acum, nu? Geo, acum depinde de cine vine și dacă e unul cu foarte mulți bani și îmi intră mie în magazin, mă transform în vânzător și atunci ba da, îl vând pe el mai scump spunându-i că îi trebuie. Mai ales dacă e capsoman și insistă. Sunt unii care vor neapărat să facă. Eu am pățit asta, adică am mai ales unul că vrea să se ducă să facă un șpriț și un vin fiert, era iarnă și a luat un Chablis pentru șpriț și un, nu mai știu ce Dumnezeu era, dar în orice caz destul de scump era, chiar... pardon, e un vin din România care se numește Flamboyant și l-a vrut pentru vin fiert. Și am zis, Dumnezeu... Nu se poate. Pe cuvânt, nu, pe cuvânt. Și i-am zis, Dumnezeu,
Eu ți le dau, că până la urmă sunt buni și banii din Italia, dar nu-i păcat de ele. Nu, 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 că eu vreau să fie super calitate. Acum, când a insistat el de 3 ori și eu i-am zis de 2 ori că nu e bine și el a insistat, da. Nu vreau să, n-am vrut să-l supăr și i-am vândut. Omul fi zis că flamboiant egal ceva cu flambat, cu foc, cu din alea. A văzut sunat el pe etichetă că sunt niște butoaie care ard și a zis, domne, o fi ceva de chestia asta. Da, da. Mi se pare că flamboiantul, și ca să tot îi facem reclamă, deși nu are nevoie, flamboiantul e un vin pe care îl bei mai degrabă într-un alt context, nu fiert, da, sub da, niciun da. Fel. Deci, până la urmă, ai niște reguli ale tale proprii pentru vin da. Fiert, adică da, ce e voie, da. Ce nu e voie, până unde ce... te duci cu anumite chestii. Geo, aici aș vrea să nu merg pe ce e voie, ce nu e voie, că e domeniul destul de liber, dar îți spun ce cred eu că e bine sau ce aș face eu și ce n-aș face. Da? M-aș duce la portocale, grapefruit, aș merge pe mai multe variante de citrice pe care să le fac așa cum ți le-am zis în cuptor, pe care să le caramelizez un pic. Aș pune mirodenii din cele mai diverse, dacă aș putea, fără discuție, cu ce aș mai îndulci eu acest vin fiert, și am făcut treaba asta, dacă pot să spun, cu curmale. Adică am aruncat câteva curmale în vinul ăsta fiert și am mai făcut o treabă, acum asta așa că am vrut eu să fac o treabă mai șmecheră, am lăsat vinul 24 de ore în frigider ca să macereze toate condimentele și toate fructele și tot ce am pus în el, să macereze bine. L-am scos din frigider a doua zi și l-am încălzit. Și l-am servit cald, cum am spus, ce n-aș face, că iarăși o treabă pe care n-aș face-o niciodată, nu l-aș încălzi mai mult de 60, poate 70 de grade, din motivul pe care l-am discutat la început, la 78 de grade alcoolul etilic se evaporă și atunci îl pierdem și nu vreau să ajung până acolo. Dar, și ce n-aș mai face, că iarăși e bine să spun și asta, n-aș încerca să descoper aromele din vin și calitățile vinului. Nu mai avem ce să căutăm. Trebuie să ne bucurăm de ce avem un pahar și să nu mai căutăm mirosul de prune uscate dacă cumva bem o fetească încălzită, știi? Doar mirosul de scorțișoară trebuie să se păi mai simtă. Păi tocmai mirosul de scorțișoară. Da, da, da. Deci aș face aproape orice chestie. De fiecare dată eu adaug alcool. Am spus că adaug rom, dar de cel mai multe ori adaug și whisky. Și ca o chestie interesantă, o aromă frumoasă este cu whisky-ul de Ayla, whisky-ul acela afumat, da? Da, da. Superbă senzație îți dă chestia asta când simți notele alea de turbă afumat. Deci, n-aș încălzi mai mult de 65, l-aș lăsa o perioadă, am lăsat eu o zi, dar pot să lași mai puțin, l-am macerat. Aș folosi un alcool ca să-i dau extra zvâcul ăla de care cred că are nevoie și în principiu m-aș bucura de el și nu mai mult de atât. Păi asta cred că e și concluzia, să ne bucurăm de toată combinația, să nu căutăm neapărat ceva special în vinul respectiv. În afară de bucurie, da. În afară de bucurie nu căutăm nimic. Înainte de a stinge focul și de a pune vinul în cană, hai să tragem niște concluzii de bun simț legate de vinul fiert. Spuneam la începutul episodului că băutura asta fierbinte, oricât de simplu pare de făcut, se prepară totuși după niște reguli. Cercetătorii de la Piața Matache au identificat 7 reguli de aur pentru un vin fiert așa cum îi place și lui Moș Crăciun. 1. Vinul fiert se bea iarna. Dacă afară nu e frig, parcă n-are niciun chichirez. Atenție, n-am zis zăpadă, să nu fim pretențioși. Alcoolul, cât a mai rămas după fierbere, și faptul că lichidul e fierbinte te fac să te încălzești. Deci dacă nu-i frig afară, n-ai după ce să te încălzești. Regula numărul 2. Vinul fiert se face cu vin roșu. E nevoie de un pic de tanin, iar în plus vinul roșu are mai multe grade, deci are de unde să scadă prin fierbere. În plus, oricâte mirodenii pui, dacă vinul nu are corp, parcă bea apă chioară. Deci vin roșu. 3. Târgurile de Crăciun ne-au învățat prost cu vinul fiert băut la pahar de plastic. Asta înseamnă că nu poate fi fierbinte, că se topește plasticul. Deci primești un fel de zeamă călâie.
Dacă te mănâncă degetele să cumpere așa o mizerie, adu-ți aminte regula de aur numărul 3 și nu da banii pe un pahar de plastic cu un așa zis vin fiert. În cel mai rău caz, parcă ar fi mai acceptabile paharele de hârtie, dar în niciun caz plastic. Eu aș zice cană. Aș fi dispus să vin cu cana de acasă sau să dau acolo la fața locului 7-8 lei în plus pentru o cană. Da, măcar să simt că beau vin fiert. 4. Calitatea vinului fiert nu constă în calitatea vinului folosit. Dacă ai dat 100 de lei pe o sticlă de smerenie, nu înseamnă că o să bei un vin fiert dumnezeiesc. Înseamnă că ai aruncat 100 de lei pentru ceva ce puteai să faci de 4-5 ori mai ieftin. Sigur, nu trebuie să te duci nici în extrema cealaltă și să iei cel mai ieftin vin de pe raft. Dar poți face treabă bună și cu un vin la bag in box, unul vărsat sau unul primit în pet de borsec de la unchiul de la țară. 5. Mirodeniile. Dacă n-ai mirodenii, nu te apuca să fier vinul. Doar cu o sticlă de vin și o pungă de zahăr n-ai făcut nimic. Și nu pune mai mult de 3 mirodenii că se concurează una pe alta și nu mai înțelegi nimic. 6. Fructele. Niște felii de măr sau pară, poate chiar niște coajă de portocală, sunt binevenite în vinul fiert. Merge și fără ele, dar dacă ai la îndemână, pune-le. Ultima regulă, numărul 7, despre zahăr putem zice doar că trebuie pus cu atenție. Pe măsură ce pui zahăr, trebuie să și guști. Dacă e prea mult zahăr, vinul fiert este un sirop grețos. Dacă e prea puțin, toată compoziția va fi acrișoară și parcă își pierde farmecul. Unii folosesc miere, dar parcă nu e recomandat în lichide fierbiți. Cam astea sunt în general regulile jocului. Dacă vi s-a părut de bun simț ceva din ce am discutat aici, preluați-vă voi ideea și dați mai departe. Încheiem aici episodul și totodată sezonul 2 al podcastului Intervin. Vă mulțumim vouă, ascultătorilor fideli, care ne-ați ascultat fiecare episod și pentru care facem cu plăcere ceea ce facem. Sperăm să fiți lângă noi și la anul. Și dacă intervine pe gustul vostru, dați-ne un like sau un rating acolo unde ne ascultați. Asta ne ajută să ajungem și la alți ascultători interesați de vin. Până data viitoare, paharul sus!